reacția lui Ludovic Orban, după dezertarea masivă a primarilor PNL, vor să-i amenine pe Toi, să-i cumpere pe Toi. 5 din PNL și un primar un vor candida din partea PSD la alegerile următoare, anunț președintele PSD Dâmbovia, Adrian Muianu, de cealaltă parte președintele PNL, Ludovic Orban, acuzând că edilii sunt atrai cu ajutorul finanțelor pentru programe locale. Sunt 5 primari de la PNL și unul de la UN pe care m-au întrebat dacă îi accept în PSD. Am dat un răspuns afirmativ, a declarat Adrian Muianu. Liderul PNL, Ludovic Orban, a acuzat SUMT, la Tulcea, tocmai metoda folosită de PSD pentru a atrage primarii care au câștigat mandate în alte partide. Scrie Mediafax. Prin intermediul OU55, aproape 500 de primari ai PNL, care au fost mituiți din bani publici pentru a obține acele finanțe, au trecut la PSD. Punct. Asta este mecanismul de gândire bolnav, care e specific unei mentalități de tip comunist, prin care PSD vrea să se menin la putere. Vor să-i amenine pe Toi, să-i cumpere pe Toi, să reduc la tăcere orice voce a opoziției, a declarat Ludovic Orban, președintele PNL, la Tulcea.